Biletul zilei la pariuri sportive, pontul zilei la pariuri sportive plus, acest bilet cot 30 de la strategia 42 de pas, strategie care este câștigătoare de 9 sezoane consecutive la pariuri sportive. Așadar, trecem în vedere primele partide Aberdeen Celtic peste 9,5 cornere de alce Celtic este una din echipele cu cea mai mare medie din lume la cornere. Sepsi Ucluj câștigă Sepsi la egal pariu să ramburtează S5 doar 5, 5 goluri din uh, Scoția Liga a doua, Croația, Maroc sub 10,5 cornere semifinala, adică finala mică în cer scuze de la campionatul mondial două echipe nu foarte ofensive și bineînțeles Croația să încaseze cel puțin uh, un cartonaș împotriva Marocului, o echipă destul de arsăgoasă Lupta se dă pentru locul 3. Rapid București PSF 2 la handbal feminin cu Stormar. Argeș câștigă la egal pariu strambosează cu Mioveni și Citadela împotriva lui Sud echipa cu cea mai mică medie de cornere din Serie B, Citadela să aibă mai multe cornere la finalul meciului. Argentina-Franța și pe poartă Mbappé peste 0,5, cota 1,30, foarte bună zic eu, pentru că Mbappé se află în duel cu Messi pentru câștigarea titlului de golgetter. Fiecare câte 5 reușite, doar că Messi stă mai bine la asisturi. Așa că Mbappé trebuie să dea gol neapărat pentru a spera la titlul de golgetter al campionatului mondial. Zvolan Mikulas, PSF 1 la hockey. Zvolă ne-a după unde i -a pe unde a prins pe Miculas, Manchester City, Liverpool, GG sau 3 așa cum e normal, Le Havre, Bordeaux, 26 goluri, campionatul uh, secund din Franța. Acesta este biletul și să trecem mai departe la biletul zilei, care începe cu Tirana în deplasare la Teuta. Da, și prieten, Teuta ocupă ultimul loc și este echipa cea mai slabă din campionat cu cel mai slab atac, doar 8 goluri în 13 meciuri dar și cea mai slabă apărare care a încasat 18 goluri în acest sezon de fotbal albanez De partea cealaltă, Tirana este echipa de pe locul 2 iar cu o victorie azi poate ocupa uh, fotoliul de lider Tirana, după 13 etape are cel mai bun atac cu 23 de goluri marcate și cea mai bună apărare cu doar 8 goluri primite. În ultimele 5, în 5 din ultimele 6 întâlniri directe, Tirana a câștigat de fiecare dată fără emoții. Și trecem la Pontul Zilei, acolo unde voluntari întâlnește farul Constanța. Și avem și aici o chestie interesantă, farul um, Începem cu voluntari. De fapt, voluntari în aceste 20 de etape a obținut 75 de cornere și a cedat adversarilor un total de 85. De partea cealaltă, Faru, în același număr de meciuri, a obținut 89 de cornere și a cedat doar 65 de lovituri de la colțul terenului. De aceea mizez că Faru ori va avea mai multe cornere, ori va termina... Cel puțin la egalitate acest uh, capitol cornere în meci direct cu voluntari, o echipă care ar trebui să se lase dominată pentru că mă place să joace contraatac. Și ultimul meci de pe bilet, Uruguay under 20 cu Chile under 20, 2-5 goluri. Am mers aici pe mediile celor două formații. Acesta este codul, trece mai departe bilet de la Adrian Nazarcu. Mai avem câteva bilete alese de prin grupurile de pariuri de la cei mai buni pariori, așa că rămâneți aproape să vedeți aceste bilete care, de ce nu, vă poate aduce un profit dacă avem noroc să le iasă acestor super pariori biletul. Bun, Georgescu Gabriel vine și el cu biletul său, codul aveți aici în stânga 9941 MGB EJQ sau îl puteți folosi pe acesta de aici, 098A da? liniuță QI5REE. E. Aruncăm o privire și pe partire. Cu doar 3 lei, eventualul câștig este 7600 de lei. Adrian Ilie nu putea lipsi de pe biletul, de pe clipul nostru, de fapt, unul din cei mai buni pariori, chiar și ieri, cred că a fost foarte, foarte aproape de câștig. Dați și voi un like, un share, abonați-vă la canal, pentru că doar așa a, veți putea doua lăvitura cu cât mai mulți pariori alături caselor de pariuri. Restul biletelor le găsiți pe comunitatea canalului de YouTube. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile. M